PNBuy, cele mai multe jocuri la cele mai mici prețuri. Link în descriere. Apăsați-l sau sunteți cringe. Nere, ia stai așa că eu trebuie să vorbesc cu Sinor o treabă. Nu, nu se poate. La el acasă? Primărie, la primărie. Ok. Bă, vreau să-l întreb, bă, ce faci, mă, cu banii aia? Că efectiv vreau să-mi schimb toți... toate diamantele în nesoși. Și Sinor era că, ah, da, hai că să modificăm prețul la nesoși. Sinor, ia zi ce mai decis cu diamantele alea, că mi-ai dat așa panică, vrei să modifici prețul la nesoși? Eu ce am făcut? Ai zis că, bă, că ar trebui să modificăm, că nu cumpără nimeni. Păi nu eu, bancherul vorbește cu bancherul. Care bancher? Că nu avem Ovidiu! Bancher, Ovidiu nu mai e bancher. M-am întors. Ba da. Ovidiu e la dealership acum și la... E și bancher. Ce? E și bancher. Ok, Ovidiu, nu modificăm prețul la nesoși, nu? Păi tot 5 diamante un nesos, nu? Păi da, zicea Sinner că voia el să scadă, că nu știu ce. Păi mă gândeam din cauza... inflații, știi? Să păi mai nu, scadă, știu, că n-am mai cumpărat. Momentan nu cred că e nevoie. Ovidiu, domnul bancher. Cum adică? Ok, domnul Sinner, vă rog să o prezentați un pic până afacere. La secție, să avem o discuție. Mă auzi că nu se mai dau oferte la bancă, s-a terminat, gata, nu? Nu știu, dar nu cred că mai e nevoie, sincer. Ce, vrei să zici că nu mai vin youtuberii cu diamante multe? Păi da, cred că iar ai o grămadă de bani, nici nu ai ce face cu ei. Am înțeles. Da, gen, o să vreau și eu să cumpăr, like, tot. Cine stă aici? Pleacă de aici, Dani, interzis. E interzis? Bine. Hai, poți să vii să mă ajut să fac transferul ăsta, că nici nu știu unde să le mai pun, că nu mai sunt locuri. Am... deci vrei toate diamantele 2030 de diamante am. Ce? Cât? Ce? Ideea e că abia acum mi-am primit și orul înapoi. 2300 de diamante. N-ai auzit nimic, Dani Den, pleacă de aici, cât? Nu mă jefui. Pleacă de aici. Da, am 2030 de diamante am. Ce pui? Ce mă, cum mai... asta mai mult decât ani de când au început ăștia să numeroteze. Îmi spuneți dacă mai este nevoie de ceva, momentan sper că este totul. Bă, e legal. Da, e legal. E legal ca Pink să aibă, bă, Sinner, Pink are 2300 de diamante. Da, e legal pentru că el joacă, Dani Den, el joacă, tu nu joci. Tu nu joci. Da, Dani Den, tu n-ai diamante în mină? Aoleu, știu că mi l-ai luat. Dă-i drumul de aici. Știu, am auzit. Mi-a zis un bad review pe bun. Mi-a dat mail. Și mi-a zis, bă, Pink, vezi că ți-a luat diamantele. Dani, dă-i drumul și treci la treabă cu fermierul. Hai. Bine, hai. Du-te, plantează morcovi. Aveți și voi semințe. Aveți și voi semințe și du-te, plantează morcovi. Morcovi de acolo, iei și recoltezi. Du-te de la mine, caută în cesturi. Ia, trecem cu acolo. Nu-l pune, mă, că plantează de la proaste. Plantează, bă, morcovi. Pa. Bine. Bun, Pincane, ce bani nu mai te interesează? Că mor de foame. Bă, nu, de-alea de 100 și de restul caramele, gen, de-alea mai mici. Bun, deci cât mai mari, no, bun, păi dă-mi e diamantele. Ai loc în inventar? Ce ofertă. Da, 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 sigur. Nu, mă, bă, fără, nu, face? Deci vorbisem la un moment dat cu Nocivanu sau cine era primar și a zis că nu mai dăm oferte, că după aia nu e corect față de ăștia care schimbă mai puțin odată, știi? Dă-mi fără ofertă, îmi dai, da, împarți numărul la 5. Da, îmi împarți numărul la 5 și îmi dai exact, știi? Da, 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 dă-le aici să vedem. Da, dacă doar 2000... Dacă mai am eu antecedente. Ah, păi trage și tu pe dreapta după ce îmi dai înapoi banii. Bun, deci 2030, 2 secunde să facem un calcul rapid. Mersi de raid, Nocivane, n-apare pe ecran că suntem pe video chiar acum. Suntem pe video capibara pe YouTube. Bă, dar ce-a închis așa repede Nocivanu live-ul? Pe Glovo suntem live, eu și Nocivanu pe Glovo în fiecare zi. Da, bă, au fost niște jafuri, s-au întâmplat multe mizerii, nici nu știu, trebuie rearanjat banul gen astea. Dacă de asemenea, nu spang notele bune acolo sus în... Păi da, aia zic. Nu știu ce s-a întâmplat. Uite, $6. 6... Zic și ceilalți, nu, nu, mai sunt like ceilalți 400. Sigur. După calculul meu erau 400, nu, era cu 40. 2030 împărțit la 5 și 6. 406 e. Bine, mă, dacă tot zici. Ia să vedem, mă, nu aici, 1, 2, 3, 4. Aha, aha, ok, iar sunt toți. Iar numai cu de-astea. Da, mă, păi trebuie să, păi numeri bine, că nu se știe. Vezi să te pregătești bine de licitație, că avem mașini noi și apă. Bă, nu cumpăr nimic decât avion, vreau să cumpăr avion, Ovidule. Ah, ok, poate faci și tu. Ia zi, cât mă costă? Păi probabil foarte mult, îți dai seama. 1000 de nesoși. Ai 1000 de nesoși? Nu, dar dacă mă pui... Ah, nu, am
600 de năsoși în momentul ăsta. Bun, deci mai mult ca sigur o să coste de ordinul sutelor, aia e clar. Dar nici chiar 1000 mi se pare chiar mult, că n-are da, nimeni. Da, cam mult, da. Eu inițial mă gândeam... la vânzare, de ce ai grijă? Da, pe bune când? Foarte curând, săptămâna asta, când vreau să facem mare licitație cu tot ce trebuie. Păi dacă licităm e trist că mă duc să mai minez și nu mai are nimeni șansă. Dar eu ziceam că ar putea să vândă dealership-ul avioane direct cu, nu știu, 600 de năsoși, ziceam eu. Aoleu, nu, dar 500. Mă sfătuiesc cu primarul, că da, cu avioanele astea și... nu știu exact. Avioanele sunt prea puternice, măi, prea bune. Vreau să raportez ceva, am cum? Da, nu suntem da, poliția, spun, dar... eu sunt poliția. Eu am, da, auzit, da. Eu am auzit că ăștia de la ISU pompieri trebuie să fie mereu două ieșiri aici, o singură ieșire din da, clădire gen, și e periculos. Eu sunt poliția, nu... Atâta numai că n-avem pompieri. Nu de la urbanism, nu sunt de la urbanism. Nu să trebuiască, domnul Ovidiu, că plouă mereu, nu e problema da, de da. Pompieri. Aia zic, avem okay, okay. De două uși. Domnul păi... Dani Den este nou fermier. Da. Așa, da, să nu te dacă plantează pe ferma mea pâine, păi, înnebunesc. Morcovi, domnul Pink, ce? O să planteze din toate, adică nu dacă... doar pâine, o să... Ce? Morcovi, deci, morcovi de aur, de nu mă interesează de ce, okay. Ce vrei să mai plantezi, ia zi-mi. Ardei, limbadă cu mere. Dani, mă, eu îți recomand să plantezi din toate, dar cel mai bine e să faci morcovi. Da, morcovi. Morcovii și... sunt super eficienți, așa e, sunt printre cei mai eficienți. Și cartofi prăjiți, chiar ar merge cartofi prăjiți, merg. Da. Mă, mai țineți minte că am avut eu o încercare de fermă, mă lăsați să îi dau așa, da. Să văd. Nu, bă, nu să fac automat, doar să pun acolo ce trebuie. Dani, ce? Bro, doar voie cu ferme pe doar plantezi doar și au. Du-te, nu pe plotul tău, te duci la ferma aia gigantică și plantezi și da, fii atent. Da, da. Trebuie să stai da. Acolo, să aștepți să crească, că dacă ai plecat nu crește. Da, da, da. Deci... uite, Pink, poate să-și facă ferma automată lângă, nu? Care are un bita mai plot. Păi ce ferma? Nu. Aia e fără automate. Hai să le luăm pe rând. Ce până automate? La automate și de-astea... Nu automate. Mă refer de aia să tragi apa și să se ducă apa nu, pe... Nu, că aia se face foarte greu. Trebuie să o refacă de la zero și trebuie să muncească fără automate. Mă, până în la partea muncit, stângă hai e de animale. E de animale. Să du-te, nu te... Du-te nu modifici nimic. Și... Morcovi are acolo în fermă, deja plantați. Ok, ok. Aveți până atunci. Bă, nu mai dați-mă că mai am 2 inimi jumătate, aveți niște mâncare. Că ia mă pot regenera. Ți-am dat tot. Îi dăm noi mâncare. Hai, te duci, iei morcovi, îi pui înapoi, aștepți. Iei iară, îi pui înapoi, aștepți. Ok, ok. Acum trebuie doar să-mi amintesc pe unde era ferma gigantică. Da, da, cred că genul să se descurce. Da, știu, dar am ținut minte, e mi-am pus acolo. E lângă plotul tău, mergi pe drumul ăla. Mergi pe drumul frumos, de țară. Vă pupat! Domnul primar, dacă da. Tot suntem aici, vreau să vorbim un pic despre avioane. Despre avioane, chiar. Ok. Cred o să că fie trebuie la să... fi ok să procedăm cu avioanele. Cred că trebuie să-l întrebăm și pe domnul pe domnul polițist, adică să vorbim și cu el. Da, trebuie să vină și Nocivan, o să zică, dar... adică putem vorbi și cu dumneavoastră și îi spuneți după aceea. Bă, na, îți dai seama, dacă vorbești cu mine e în interesul meu să fie un avion pe care să-l cumpăr, că na. Ideea e că ar trebui să fie clar măcar un avion, dar cum să le vindem sau eu știu? Eu zic să nu fie unul și la licitație, că o să se supere sătenii că l-am cumpărat eu. Eu zic gen să fie un preț fix de, nu știu, de 600 de năsoși. Și cine face banii poate să și-l cumpere oricând, pentru avion. Pentru mașini putem să facem licitații, zic eu. Domnul Ovidiu, eu a zice în felul următor. Pentru avion să fie un preț fix, cum a zis domnul Pink și să anunțați în ziar, asta e ok pentru avion, adică cât să fie un avion. Practic stocul să fie nelimitat până la urmă. Da, nici așa nu știu cât de ok ar fi. Băi, că e ok, Ovidiule. Avion păi și... da, băi, mă, Ovidiule, 1000 de năsoși avionul. Îmi zici tu mie că o să aibă youtuberii 1000 de năsoși. Păi, sincer, nu știu câți bani mai au youtuberii. Păi nu prea au. Băi, eu am destule mulți. Tu cât ai, Sinner? Băi, eu am vreo 300. Și gândește-te cât mai trebuie să stai să strângi până la 1000, de exemplu. Dacă e ar fi să-i pună... Mult. E mult. Plus de asta nu m-ar deranja ca domnul Pink să facă rost de un avion, dar dacă faceți rost de un avion, va trebui să facem un aeroport. Știți asta, nu? Da, da. Trebuie să facem și un aeroport. Trebuie să facem un aeroport, dar un aeroport mai micuț. Trebuie să facem o pistă acolo
și trebuie să facem un mic hambar unde să depozităm avioanele, unde o să fie inscripționate, practic. Sunteți de acord cu chestia asta? Păi eu sunt de acord, dar de ce mi-o spui de parcă eu trebuie să-l fac? Păi sunteți constructorul. Sunt polițistul. Sunteți constructorul. Sunt polițist. Sunteți deci și constructor. Avem constructor. Păi da, domnul Pink este constructor. Da, eu zic că zi-mi unde vrei să-l fac și o să încerc okay. Eu să-mi fac o idee și cred hai că o să mă apuc zilele astea treaba de treabă. Treaba în felul următor. Eu trebuie să fac mall-ul Main City. Mall, ok. Da, pentru că ați văzut că nu mai sunt magazine, trebuie să mă ocup de un spațiu comercial unde vor fi amplasate magazine. Și eu deja m-am gândit la un loc unde să punem mall-ul. Nu o să fie foarte mare, dar o să fie încăpător pentru 5-6 magazine, să zicem. Bun, hai să arăt unde vreau să fac mall-ul, pe care o să-l fac zilele următoare. Momentan e în stadiu de proiect și de adunat materiale. Dar mall-ul mă gândeam să fie undeva pe aici. Mă gândeam să fie undeva pe aici mall-ul. Zici undeva pe aici. Da, gen cam pe aici. O să... Da, aici sunt materialele de mall. Ia, cu ce faci? Ia să vedem. White concrete. Da, ce n-ai... Acces la așa ceva? Da, cred că gen e multe materiale. Păi o să fie destul de mare, domnul Ping. O să fie mai mult un cerc, așa un cerc, un hexagon ceva. Și ați zice de aeroport, deci fii atent, distrugem tot dealul ăsta și așa. În continuarea străzii ăsteia o să fie aeroportul undeva pe... Numai bine facem un tunel, domnul Ping. Tunel? Da. Tu zici să fie tunel și apoi aeroportul să fie după deal. Exact. Ce părere? Ar fi destul de tare, zic eu. Plus de asta, cred că ar fi mai ușor să faceți un tunel decât să spargeți tot muntele. Bă, mă subestimezi, eu îl dădeam jos pe tot dacă era. Știu, dar face parte din Main City acest munte. Nu putem să-l Da, e o chestie istorică pentru Main City acest deal, sunt de acord. Ce părere aveți de un tunel? Ar fi destul de tare. Da, ieșim pe cealaltă parte și de acolo poate să fie un hangar la stânga și... Nu, că acum am ieșit. Ia uite, păi o să fie aici... super. O să fie super. Lângă apă. Lângă apă, da. Da. Bă, da, cred că așa o să fie. Faceți așa? Așa o să fac, sinere, o să fie aici cel mai frumos aeroport. Păi faceți aeroportul, vă ocupați, îmi spuneți dacă aveți nevoie de fonduri europene și da, fonduri oricum... Europene. Fonduri europene, da. Eu trebuie să mă ocup și de podul acela, trebuie să fac și pe acela. Dar momentan, dacă nu avem mașini, nu a fost o prioritate pentru mine. Mall-ul e o prioritate. N-ar trebui să fie destul de greu. Păi, sinner, normal, eu fără mall unde îmi scot prietena în oraș? Exact. Păi da. Bun, deci la avion rămâne un preț stabilit pentru toată lumea. Și licitațiile aș sugera o dată pe săptămână să fie licitațiile și da, să fie mult mai mișto, adică să fie trei vehicule. Sinor, nu mai avem benzină la benzinărie. Păi n-ai nici mașină. Știu, dar când o să fie, avem nevoie de cineva care chiar să facă benzină. Da, păi o să se ocupe domnul Ovidiu. I-am dat sarcinile, a fost bolnav o perioadă și nu a putut să se ocupe. Frăcuțul de el. Da. Dar domnul Ovidiu, luați-le încet că nu este grabă, showroom-ul dacă îl terminați zilele astea e perfect, o licitație după aceea și consumește motorina. Banca merge de la sine, doar să aveți grijă cu ristocul, atâta. Da. Bun, perfect. Păi știți ce aveți fiecare de făcut, mă întrebați dacă este ceva. Domnul Pink, știți ce, aveți treabă zilele astea, deci nu să vă plictisiți. Alo, băieții! Wow! Ce se întâmplă, mă? Hai, ține-te după noi. Lasă avionul aici. Păi de ce să-l las aici? Că eu sunt cu... Aoleo! Hai, gata, m-am urcat. Dar unde mergem, mă? La Marea Arena, Pinco, să-ți explic totul. Bătălia secolului. Ok, eu cu cine sunt în echipă? Sunt cu Sinner? Dacă știi să tragi cu armă. Stai așa să vedem, Pincanus. Eu sper să fiu cu Sinner în echipă. De ce? Vrei? Păi pentru că Sinner e bun la de-astea. Nu pot să cred. Păi că tu n-ai mai fost în poliție. Ovidiu e bun la numărat banii. Pe vremea mea nu erau d-astea. Vă place parcela asta foarte plată de aici? Da. Ghici cine e fermierul nou. Cine e nou fermier? Vreau să ghicești. Hai mă, vreau să știu cui am făcut dita mai fermă. Putem să spunem doar că o să rămânem fără mâncare. Danny Dan. Da.
Da. Aoleo, să moară de foame Mind City-ul. Să mă bată ștrugaleții. Să mă bată hamsterii și viderele Q-Sanity. Nu vrei tu să fii ping? Mai bine? Eu? Da, aș prefera gen să nu. Ok, ok, o să lăsăm pe Dani atunci să murim de foame. Da, lasă că-l țin eu pe Dani la respect. Îl bat cu bastonul dacă-l văd că nu muncește. Ce-i mă asta? Nu o să-l vezi. Nu o să-l văd. Pa. Incare! Căută-l și pe Nociv! Dar e toată lumea aici! Morfin, că ai vreun item la tine? Da. Niște mâncare și mere de aur. Ai, ok, să nu folosești merele de aur. Bun, deci hai să vă explic din nou. Văd că-i Dani acolo, deci cum spuneam, sunt două echipe, albastru, roșu, pink, intră aici, să te uiți la arenă dacă vrei. Cam așa arată de sus. Sus? Da, cam așa arată de aici. Sus, cumva? Da. Mamă. Vezi că e blog lips. Sper că-ți place. Lasă, e frumoasă, lasă, e frumoasă. Mulțumesc, bun, haideți înapoi sus. Uite, mă, și o să facem o foacă, a venit și ping, suntem 6 în total, deci o să facem 3v3 prima dată. Aha. O să facem în felul următor, ăsta novicea. Eu cu Nociv, eu cu Nociv. Cum ai stăt mai devreme, l-am întrebat. Stați un pic. Deci cum zicea Nocivanu că e cel mai bun la transport, ca experiență. Am zis că mediu spre avansat, să n-ai zis că sunt cel mai bun. Dar tu cum ar fi Danny Den, care n-a pus mâna pe o armă. Așa consider tu. Deci iată, Nocivane, tu o să fii primul lider de echipă și eu al doilea, da? Ok, bun. O să avem două echipe, echipa mea și echipa lui Nociv. Și o să facem ca la fotbal, alegem pe rând cât un jucător între cei patru. Și acum bun, faza este care e primul dintre noi. Fii atent, scrii pe chat, o să zică ping 3, 2, 1 și scrii piatră, foarfecă sau hârtie. Și e prima literă, ca să scrie rapid sau cum vrei tu. Hai, pregătiți-vă să scriți. 3, 2, 1 și... Aaaa, pierdut Nocivanu. La hârtie, te-a rupt. Eu sunt primul, bun. Mamă, dar ce costum. Primul jucător din echipa mea vreau să fie... Danny Den, hai cu mine în echipă. Nu, bine! Nu să cred, bă. Respect! L-am luat pe Danny Den. L-aș alege pe Pink pentru că are mai multă experiență, dar îl aleg pe Ovițanu. Că n-am eu prieten și pe prietenii aleg. Pe favoritisme. Eu păi nu, că mi-era mai bine cu tine, Pinkane, dar am zis na. Îl aleg pe Sinner și vine Pink cu Nocivanu. Da, te rog! Vine Pinkane. Mamă, sunt măi. Hai tine, am vrut să te aleg, dar am zis că să fiu cu animalele. Da. Ai pus doi polițai. Mamă, da, ca să fim noi, gen, să crea toți abonații, că noi o să pierdem, dar cum ar fi să câștigăm? Uite, aveți un gardian! Un gardian, un gangster și un primar, sunteți prea tari. Eu zic că sunteți bine. Bine de tot. Bun, fiți atenți. Eu acum am câștigat piatră pe Hărtie, o să leg eu echipa. Noi o să fim echipa roșie, voi albastră, da? Aha. El alege primul, alege și tabăra, alege tot. În game modul de astăzi o să fie team deathmatch, o să ne omorâm între noi. Uh-huh. Timp de 5 minute, da? O să facem în felul următor. De fapt, noi să facem pe runde. Vreau să vă faceți și de la albastru. Puneți-vă spawn point-ul aici sus. Bun. Uh-huh. Deci vă puneți spawn point-ul și dacă muriți, vă uitați la spectatori până mor restul din echipa voastră, da? Da. Deci ăsta nu e deathmatch. Și facem pe runde până la... nu e deathmatch, nu. Să fie pe vies practic și vedem care echipă, nu știu, facem best of 5? Păi și cum contorizăm? Păi ține minte. Păi simplu, dacă... Cine rămâne, cum câștigă. Da, că nu e deathmatch. Tu te spawnezi aici, Nociv, tu te respawnezi aici și o să te uiți de sus cum se termină meciul. Și practic, prima rundă. Cine rămâne ultimul câștigă, nu echipa? Da. Credeam că ține mai multe kill-uri. Bun, ok. Fără killer, pentru că e greu să ții cont. Uh-huh. Hai, intrați acolo jos, vă luați fiecare un set de armură, o armă fiecare și două stacuri Nocivane de glanțe. Nu, acolo, și scriu pe chat. Hai, let's go. Pe aici, bă. Aolo, Nocivanu a greșit echipa. Nu, m-a dus pe mijloc. Ia uite, măi, bă, sunt niște paturi și aici, dar nu cred că avem voie la astea, nu? Păi, da, nu la asta, că astea-s pentru deathmatch, nu? Ui, de aici vă luați culoarea frumos, bam. Ăla-i. Așa, avem armură, armă. Ne luăm mai multe gloanțe, oare? Două stack-uri, a zis. Două stack-uri fiecare. Da. Da, noi putem face o mânărie dacă vrem, dar las. Ce mânărie, mă, nu ce mânărie? Păi mai ies acolo stack-uri. Da, de aia zic. Păi da, dar oricum nu cred că ne pică itemele când murim și... Să nu apăsăm pe patul de jos. Da, n-am apăsat. Mă, mă, distrugem pe ăștia. Hai să-i rupem. Păi și când se dă startul? Stai așa. Păi cred că ne dă pe chat. Mamă, n-are niciun enchant arma asta. Vreau să, când vedeți roșu în fața ochilor, trr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 
Ah, ok. Da, 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 vezi că trage, se duce destul de aiurea. Dă-i în bursturi. Da. Trebuie să tragi de țintă în jos un pic oricum. Ok, ok. Dacă vrei să-ți iei auto. Și câteodată e mai bine să tragi fără țintă, să nu pui ținta. Ok, a dat startul, a dat startul. Mamă, mergi, mergi, mergi. Bă, vă auzim! L-au pe Sinner. Ce? Ce-a făcut, mă? Mă, și eu am fost electrocutat o secundă, what? What? Mort. Mort unul. Mort jumate. Bă, pică. Mort al doilea. I-am scos, i-am scos pe băieți. What? Gat. Bă! Bă, dar care-i treaba la electrocutatul? Care-i făcut cu electrocutatul? Toate alea-s capcane, what? Eu n-am putut să-mi dau un lec. Gardurile sunt electrice! Oh, gardurile! Bine că le zici acum, mulțumim! Acum ne spune ce nu știam! Wow! Și sunt și capcane, am trecut și o trasă în mine cu o săgeată cu ceva. A pus și capcane și gata, tot, mă. Gata, băiesc, i-am scos pe amândoi. Bă, dar nu ne-a zis nimic de capcane, mă, bravo, mă, Ovițane. Păi wow, haina, haina, pui jos și încărcați-vă viața și cred că îi dăm din nou. Ah, da, 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 cu zis. Deci avem 1-0. Da, 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 da. 1-0, să scriem acolo și încep să știm. Mamăle, și-a bătut rău Ovidiu, ești nebun? Fii atent, hai să mergem. Ovidiu pe stânga, eu pe mijloc, Pink pe dreapta. Ok, ok. Ok? Ok. Bun. Hai că i-am dat start. Cel mai tare eveniment de până acum. Bă, dar pot să jur că pe mine m-a curentat ceva și eram aici. Bă, dar eu... Mă nervează alea de pe hartă. Nu cred că avem voie să ne uităm așa, nu? Wow, ok. Mamă, mare bucată ce mi-a dat. Ce se mai întâmplă? Da, oleo. Mai, mai nu ceva, nu? Mamă, și tu ai murit. Da, și-a murit, mi-a dat instant Sinner. Bun, a murit unul. Ok, vine. Ah, Dani Den l-a murit pe Cristianity. Oh my god! Bine, bine, bine. E bătut pe toți, Nocivanu. A murit și a murit Dani Den. Mă, Dani, ce faci, mă? Bine, mă. Ce-ai făcut, mă, Dani? Bine, echipă. Bine, bine, bine. Bă, Nocivanu, ei spart pe ăștia, ești nebun? Da, da, să vezi auto-ul la început. S-a dus aiurea rău, nu mai țineți auto mult, că îți da, fuge da, ținta da, ultimul da, hal. Da, 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 știu. Mamă, da. Deci Dani Den s-a omorât singur și l-a omorât și pe Cassanity. Cum Dumnezeu? Ține pozițiile la fel? Stânga? Da, cred da, că merge. Auzi, avem voie cu F5? Că eu nu știu dacă să mă uit. Nu, păi, I'm first zis. Person. N-a zis. Bine, dar n-a zis nimic. N-a zis nimic păi și... întrebați-l. Nu știu, adică eu aș da. Bun, hai no, că dăm start. Aia. Păi da, sigur folosești și ei, ce crezi? Zici? Păi eu n-am folosit. A zis nu, a zis nu, cică. Ok, fără. Eu nu știu dacă am folosit, probabil că am folosit. Iau-te-l pe Dani Den. Culcat? Wow! Avem voie să mâncăm acum? Fiți ardă! Nu știu că avem voie să mâncăm, dar n-au zis că nu. De ce nu? Ah, bun. Aveți voie, aveți voie. Culcat și Cristianity? Hai pe el! De aici, la mine! Am. A, l-a luat pe la spate, nu, let's go! Nu, m-a spate, bă! Pe la spate, bă, bă la Dani, spate! Dani, faci tu ceva, că ne faci de râs! A intrat... Deci Dani a intrat în gardul electric de 5 ori de câte ori ai zis. 5 ori? Am salvat runda, let's go, 3-0! Mamă! Îi vedeam mai marma, mă! Te mai dăm dacă e 3-0? Doar, de ce nu? A, ok, ok, ok. Dacă deci ajunge primul la 5. Bun. Dacă iau ei 5 runde acum, ce facem? Aoleu, a dat start, eu n-am viață. Hai că mergem. Deja le-am învățat schema. Bum, trage prin zid! Ho, ho! Oh, bravo băieții mei, gata, sunt morți. Ha, ce am bătut, i-am bătut, bine, Nocivane. Ia două mă. Kill-uri am făcut aici, ați văzut? Mamă, două kill-uri. Ce? MVP Dani Den. Se întâmplă, MVP da. Dani Den, a intrat în gardul electric da, de 7 ori. Match.
Da. Da, am intrat de, am intrat de vreo două ori și te-am și omorât. Vreau să spuneți părerea voastră despre acest eveniment, v-a plăcut? Cel mai tare eveniment. Cum adică, mă, s-a terminat deja? Nu e gata, noi, nu, doar nu, prima. Nu, 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 dar vă întreb așa. Vreau să se schimbe echipele, te rog eu. Haideți în arenă toți. Da, ok, da, trei, am bătut trei oameni. Haideți în arenă. Hai să vedem. Vreau să vă prezint următorul game, o să vă explic cum se joacă, da? Deci vreau să vă explic. Avem un fel următor, fiecare bază are lângă ea un chest aici, îl vedeți, da? Are un chest. Da. Care este gol. Fiecare chest corespunde unei echipe. Haideți după mine, în centru o să găsiți un chest care este fix în centrul hărții. Vedeți să nu muriți. Da. Care este fix aici. Dacă vedeți, sunt 5 blocuri albastre, 5 roșii, da? Da. Bun. Bun. Efectiv, trebuie să iau un player, cel albastru trebuie să ia steagul albastru și cel roșu steagul roșu să-l ducă în chestul principal de 5 ori. Deci trebuie să iei 5, dar n-ai voie tu ca doar player, poți să iei doar un singur bloc. Da. Bun. Okay. Trebuie să duci în chestul de unde ai plecat, din echipa ta, logic, nu? Deci îți iei culoarea ta? Da. Bun. Da, îți iei culoarea ta, o duci la bază. Okay. Culoarea adversă. Nu. Culoarea adversă. Culoarea adversă, da. Deci, deci au roșu, am înțeles. Păi e roșu și duci în chestul ăla de acolo. Și roșu și albastru. Bun. Vreau ca toți acum să vă băgați armele și armurile înapoi în chest și o să refacem echipele. Mm-hmm. Bine. Ok, ok. Aoleu. Nu-l luați pe Danny Den, vă rog. Așa. Asta mă, dar Dani nu aici. Dani nu e la noi. Aoleu, Dani! Dani, vine la... Dați-mi și mie niște mâncare. M-am mai și auzit. Păreri? M-am mai și auzit. Gata, s-a terminat. Și acum să fie în echipă cu tine, după tine trage prin cane. Mamă, să vezi acum dacă, dacă o să joace foarte bine și o să mă rupă nebunesc. Cum ar fi? Sus, ai zis? Salutare, salutare! Sus! Salutare! Mă, ce mai ne-ați lăsat armura? Gata, am uitat. Bun, haideți sus. Nu știu cum să facem cu echipele acum. Cum vreți să facem? Păi să joacă așa, să fie altcineva capitan de echipă. Da, să leagă alți doi oameni. Da, alți doi capitani de echipă. Cine să fie capitanii? Nu știu, Sinner cu Danny Den. Abar n-am. Bun, hai, Sinner cu Danny Den. Dani, ce-i mă? Deci Sinner cu Danny Den o să fie capitanii. Dani, capitan, da. Salut, salut, Sinner. Vreau să alegi primul. Ha. Ok. Nu, nu, nu. A, vrei tu, Sinner, să aleagă primul? Da, vreau să aleagă primul, Danny Den. Ok, îl aleg pe bunul meu prieten Pink. Let's go. Eu aleg pe Nocivanu. Ok. Eu aleg pe Ovidiu. Opa. L-ai despărțit Ovidiu de Nociv. Joacă bine Ovidiu, Ovidiu joacă super bine. Hai să fie echipa noastră albastră și albastră roșie acum. Ok, ok, bine, bine. Hai la roșu. Gata. Sunt albastru eu deja, Q-Sanity. Să vă puneți la pat. Da, 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 patul. Uite că și dormim. Yep. Chiar mi-era somn. Da, Danny Den, gen, poți să stai departe de garduri de data asta? Da, și o facem aici strategie, îmi spuneți cum ați vrea să jucăm și jucăm așa. Și dacă aveți un pic de mâncare, nu contează, doar așa de 3 copânele. Yeah. Mersi, mersi frumos. Așa. Bun, hai, am și arma luată, te mai trebuie armura. Bă, dar asta e deja stricată. A, e la că ne ajunge o rundă. A, uite mă, patul în bază acum, luați-vă patul de aici, spawnul de aici. YouTuber roșii, YouTuber roșii, da, stați așa. Adevărat. Să vă explic că, deci puneți-vă spawn point-ul aici, unul la mână. Okay. Și doi la mână, dacă aveți un bloc în inventar, adică steagul și muriți, trebuie să veniți fără o armă în mână și să băgați steagul înapoi. Gen, știi, gen, vii, te spawnezi, dacă aveți tu steagul în inventar, vii cu mâna goală și ziceam steagul, am steagul și îl bagi în, okay, în centru. Okay. Și revii aici, dar fără armă, mână. Bun. Bun, fiți atenți. Cine o să fie cel care se duce după steaguri și cei care protejează? Eu mai degrabă m-aș bate cu ei, sincer. Dani, te duci tu după astea? Mă duc, aveți aimul mai bun, da, da, și am grijă la garduri. Mm-hmm. Deci te duci, iei steagul și fugi, da, gen, fugi înapoi, da, repede. Da, 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 deci iau albastru și l-aduc, unde l-aduc? L-aduc în chestul. În chestul de afară, de aici, în stânga. Da, da, ok. Gata, hai că cred că se pleacă. Mă duc pe dreapta, Ovidiu. Bine, Dani, tu pe mijloc. Dar n-a dat start, bă. N-a dat start? Păi am zis da. Ah, gata, a dat. Sunt acum, numai. Bă, păi și acum Dani are avans. Da, da, da. A rămas spate. Scuze. Aoleo, ce crossfire au făcut.
Era să mă bată Dani pe mine. A, fugiți repede că iau astea. Am steagul, nu trageți în mine să pun steagul la loc. Bine. Am steagul, vreau să-l pun apoi. Pun steagul înapoi. Da. Pun steagul, pun steagul. Gata. Am uitat că-l iei pe ăla albastru. Da. Am uitat că-l iei pe ăla albastru. Bine, păi l-am luat un roșu. Apărați-mă, apărați-mă. Am luat unul, am luat unul. Avem și noi un stack, un stack, băieți, până acum, un stack. Bă, da, mi-e și trăgând, mă, câtă viață are nocivanul ăla. E unul în mijloc aici. Nu mai e, nu mai e. Stack, 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 luați stack. Am unul luat. Luați și voi unul. Bă, cât am se urât, fugi. Am pus pe al doilea. Bine. Aaa, mamă, ce bucată mi-a dat. Pa. Vin cu steagul, vin cu steagul. Bravo. Bă, mai sunt două stacate. Aoleu. Vreau să pun înapoi stack, pun... m-am băgat în... Mă duc să pun înapoi stack, mă duc să pun înapoi stack. Gata, l-am pus. Mai avem unul și noi și ei. Aaaa, m-am omorât. Shut the fuck up, telefon nenorocit. Pun stack, pun stack. Am luat, ține-mă, ține-mă. Fugi, 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 fugi. Gata, gata. Câte au avut? Stop, mamă! GG! Bă, dar de ce nu luați mă și voi măcar unul, mă? Că avea o vițanu steagul și l-am omorât fix când se ajungă? Wow! V-a plăcut? Mă, ce nasol! Bă, GG! Frumos, da! Frumos, da. Ați stăpuit steagurile în asta! Acum, stați un pic, YouTuber, stați un pic! Doamne, Dani Den moment! Dani trebuie să dai reload! Pe care o să-l jucăm! Ok! Dani, s-au tăcit armele! Habar nu aveam! Da. Aoleo. Stai, ăștia au mers pe partea alaltă. Ok, sus de tot. Bă, nu cred, mă, am luat 3 steaguri de unul singur, mă, n-au vrut ăia să ia niciun alt steag, ești nebun. Vreau să vă puneți YouTuber cu echipa voastră, albastru acolo, roșu aici, stați față în față. O video, dar voi de cine aveți cască? What? Că nu s-a stricat. S-a spart. Ah, ok. Bun, acum vreau să vă dați toți armura complet, bun. Okay, da. Și în felul următor, am să vă dau fiecare gulanțe, că știu că nu mai aveți. Și acum o să facem un turneu de 1 versus 1, da? Toți o să stați spectatori și o să ne luptăm pe rând. Cum v-ați așezat, cum v-ați așezat voi acum, așa o să vă luptați. Nu ceva nu cu Pink, Ovidiu cu Sinner, eu cu Dani Den. De ce râzi? M-am gândit-o cu Sanity, bă. Bă. Eu n-am gândit-o, așa v-ați spus voi. Bun, haideți să vă dau gulanțe. Dă-ne gloanțe. Avem așa un stack, bam 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 bam. Mhm. Mie mi-a mai puțin. Mai trebuie, aveți gloanțe în plus? Trebuie două și lustină. Mai am gloanțe. Uite, două stack-uri am acum. Am dat jumătate de stack. Bun, bun. Împărțiți-le. Deci am două stack-uri acum. Este perfect acum, bun. Pink cu Nociva, nu mergeți pe părțile voastre, albastru și roșu. Fără armură ne batem sau? Fiecare, da? Ne batem fără armură? Doar cu armă. Ok. Bun, deci, mai poate să noi hai la spectatori. Ok, ok. Deci eu versus Nocivanu, două din trei oameni buni. Două din trei, eu și Nocivanu. Hai să vedem. Dar Nocivanu joacă bine, mă, cu armele astea. A avut timp să exerseze. Mamă, ce am făcut acolo. Ok. Dar nu prea aud. Nu prea aud că sunteți departe. Pink, că n-a început, vă aud de acolo. Păi să scriu pe chat, Ah, ok. Hai să nu cu noi pe ping de aici. Ce face, mă? Nimic. Oh, vezi că începe. Dei. A început. Hai să vorbim, să-i deluptăm. Nu zice ce fac, să nu zice ce fac youtuberii. Ping stă în bază, vezi că nu se mișcă. Mamă, că am fricoși amândoi. Uaa, niciunul se bagă. La bătaie. Cine ține, spuneți pariurile, eu țin cu unul ceva, nu. Dani Denu să câștige runda asta. Ping câștigă, sunt sigur. O da, omoară și stăm la Civanu ăsta. Stă în bază, Ping. De ce stă, mă, Ping în bază? Bă, ce are, mă, Ping? Bă, mă, lași.
Doamne, n-ai mă cum cu Pink. Șobolan, bă, să vină pe deasupra. Mama mia, asta mama chiar e de șobolan. Pink. Aola. What? Egalitate, egalitate. Nu, a fost egalitate. Nu, nu, nu. Egalitate. Egalitate. Păi știu, dar am murit amândoi. Păi, efectiv a fost pe cine secundă. Pe cine? Păi dar nu contează. Cred, cred, okay, cred că te lasă cu pumn și picioare. 1-0, am omorât. Bun, ha. Wow, ce că 1-0, mă, l-am omorât și eu pe el. Ce gherlă. Cât de close a fost. Păi dacă se mișcă nocivanul ăla ca mercu. Ai forțele speciale aici, pe bune. A, dormi nociv. Acum stă nociv. Ok. Ce faci, mă, Pink? That's pretty fair. Metoda Danny Den. Metoda Danny Den. Oh, yeah. Wow. Unu, unu. Așa clean, mai da. Clean, clean de tot. Așa da, nu te fix să mănânci dacă ai voie și te în arenă. Gata, mă duc, mă duc înapoi aici. Bun, haide că trebuie să ne dea startul din nou. Bun, 1-1. Hai, putem să o facem. Să-l înjur, da, gen cred că ar trebui să-l înjurăm pe Nocivan. Gata. Hai. Scrieți rupe cea când sunteți gata, gata. Cu cine țineți? Mamă, ce frumos plouă. Pink o câștigă pe asta. Hai, hai, Nocivane. Cred că Nociv o să arunda, s-a limit-o. Mă, nu văd nimic, că-s prea multe mizerii. Mamă. Oare trec pe armele? Da. Băi, ecranul meu. Să limușează? Nu cred că e wallbang, nu. Știi că, să știi că mie mi-ai dat ceva damage cu, prin perete. Că dădeai la un moment dat, dar nu dai atâta păi damage. Păi ia fii atent, ia stai în spate la lemnul ăsta. Dă-i. Nu, nu trage. Wow, opa! Pink a reușit! Bine! O, stai, 2-1? Da. Da. Let's go! E GG! Ia stai, GG! GG! L-am bătut pe Nocivanu! L-am bătut pe Nociv cu armele periculoase! Mamă, sus de tot, mă! Măcar de ne întruneam și noi aici, mai jos! Bun, 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 l-am bătut pe Nociv! Următorii asta vreau să văd, asta vreau să văd! Ovidiu 700 cu Sinner 21! Aș vrea niște gloanțe, vă rog! Am doar 43, dacă... Dați-mi gloanțe cei care ați terminat. Mersi, no, Nociv, tu dai lui Ovidiu gloanțe dacă ai. Hai un pic, stai. Oh, am. Hai un pic aici să zic ceva, Pincane. Pune. Hai, intrați la arena, intrați la arena. Tras careva și am crezut că ai tras tu și m-ai ridicat și tu m-ai văzut direct. Au început ăștia să tragă deasupra noastră, ne-au derutat. Wow. Ce hai la spectator, ce să mai... Bravo, felicitări. Da, la... Mamă, ce... Ce... Cu cine ține? Spune-ți pariurile. Scrieți pe cea că ai crezut în mine, Dani. Cu Ovidiu. Eu am crezut în tine de la început. Da. Putem să ne punem pe mut, nu? Nu, n-are treabă. Da, da. Cred că da, poți. Cred că e mai bine așa, actually. Da, da, cred că să-ți dai pe mut tot jocul, gen, să nu-i mai... Da, e cred că gen oprici calculatorul direct. Ia. Nu puteți să ziceți ce se întâmplă, dai nebunie. Hai, se vede de sus. Mamă, cum se bat, mamă, cum se bat. Da. Nu-mi place că ai tras tu ca un șobolan. L-a pușat, l-a pușat. Și a subit Ovidiu. Mamă, ce-a pușat Ovidiu. Da, da, da. Nu joacă lent ca Nocivanu. Și tu cum Nocivanu ai jucat? Destul ai jucat exact la fel. Ai văzut ce agresiv e Ovidiu? Da, îmi place de el. N-are HP încă. Bă, sper că are de mâncare. Ok, așteptăm să fac HP-ul și pădăm start? 50 de năsoși și ne câștigă? Ce? Auzi, mă, e senitit. Era fain să jucăm fără F1. Adică nu, gen, să apăsăm F1-ul, să nu vedem nici țintă, nimic. Aaa, să nu vezi, mamă, cum eu era? Păi F5-ul. Nu vezi nici arma. Păi eu nu folosesc F1-ul. Păi e fără F5, e fără F5. Cât e premium, mă, Insanity? O să vezi la final. 500 de năsoși? Posibil. Posibil? Oh, good! Mamă, ce high ground a luat, Sinner! Vițanu, ia trasa, e lovit, e lovit Ovidiu. Ovițanu, nu-i dă bine, nu-i dă bine, Ovițanu! Opa! Opa! Runda decisivă acum, decisivă. Cine câștigă pe ăsta a câștigat turneul. Care turneu, mă? Ăsta, game mode ăsta zic. Păi e doar preliminare acum, că gen... Nu se joacă câștigătorul. Păi nu, eu cred că nu se joacă după aia cu câștigătorul, sau se continuă. Păi cum să câștige așa turneul? O să vedeți. Nu, o să vedeți, o să vedeți. Bine, mă, eu am fost în echipele câștigătoare în primele două și eu. Jocuri. Și eu. Am murit. Păi nu, am murit ca să mi se facă viața. A trișat, da, da. Am înțeles. Dă-i drumul. Hai că au început.
Ia uite cum vin băieții, ia uite. Asta este runda decisivă și Sinner deja și-a luat damage. Cred că este destul de jale. Ovidiu, ia uite-l și Stel în turnul de sniper. Ok, ok, ok. Sinner, ok. Ce părere aveți? Să câștige cine? Ovidiu joacă super agresiv. Ok, da, da. Câștigă Ovidiu, clar. Opa. O să-l vadă acolo. Îl prinde la altul. Confruntarea! Îl vede acum pe Sinner când o să iasă în dreapta? L-a văzut? Wow, ia da! Direct! Haideți să-l mă! Sniped! Sniped, dat! Sniped! Cred că Sinner nu știe că gen a câștigat. Sus? Da, 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 păi 2 la 1. Da, cine pentru... câștigă primește o capibara. Gata. Da, da, da. O capibara? O capibara. Pe... Ok, aveți bon, un pic de mâncare. Acum... Acum e momentul epic, no. Eu versus Dani Den. Ia Dani. Cine? Cine contra moment cine epic. Este? Eu wow. Cu tine, dați-mi glanțele voastre epic. Ce mai aveți. Dați-mi și mie câteva. Moment epic cu ea acum chat. Mamă, bă, am o foame în mine, oameni buni, deci bun, nu acum să o să credeți. O să dați voi startul și restul dați de... Știți și voi, de la spectator de acolo. Da, eu da, sunt da, albastru, da. Dar nu de roșu. Am luat bani, da? Nu ceva ne startul. Bun. Scrieți R, da? Bun. Hai, Dani! Stai că încă Dani nu coboră. Dani, când ești gata, scrie R, da? Gata, dă-le startul. Pink chiar mănâncă, poftă bună. Poftă bună, Pincane. Mersi, nu ce mai e. Poftă bună, poftă bună! Agresiv, agresiv să jucați, că e bine. Cum ar fi să piardă chestia? Bă, ce-a făcut Dani? Dani se uita pe pereți acolo. Să analiza niște blocuri. Dani, închide-ți ușa. Închide ușa, Dani. Ușa și, bun, o deschizi doar când pornești. Gata? Ia, yeah. Q-Sentier. Dar nu mai trebuie să scrii 3, 2, 1. Păi mai bine, așa, la, ca să aibă timp. E nebun Infinity. A nebunit. La bătă din nou. Asta a fost tare. Bă, nu, n-ai cum să-mi dai să-ți... cu Q-Sanity, bă. Cea mai scurtă rundă. Bă, păi dacă hai, joacă cu Dani Den, bă, săracul Dani Den. Aoleu. Dar la ce e bun, mă, Dani Den? La gaming, avem... nu, la tras, nu. La ce e bun? Nu mai dă, mă, cu bully. Dar la ce bă, deci bun? Avem trei câștigători. Sunt câștigătorii să vină pe blocul de aici. E confuzat. Câștigătorii pe blocuri. Bun, deci noi suntem cei trei câștigători? Da. Da. Sau cine a câștigat? Noi trei. Da, voi trei. Ok, deci așa e, da? Bun, noi eu, Pink și Ovițanu. Bun, următorul război va fi foarte amuzant, pentru că va fi câștigători versus pierzători. Ok. Puneți-vă culorile. Deci noi ce o să fim? Albastru aici. Voi sunteți roșii, noi albaștri ar trebui. Arma nu contează neapărat. Dați-mi și mie un costum roșu. Cine are în plus? Cred că e stricat și prin chesturi, vezi în chesturi. Mergem și luăm, așa. Haideți în bază. Mamă. Mai trebuie gloanțe. Gloanțe cred că avem jos, nu? Nu prea mai avem, o să vă dau eu vouă câteva. Să luăm patul de aici, de jos? Da, da, da. Hai să și dormim. Câte gloanțe aveți voi în total? Vreau să faceți inventarul. Eu am 23 la mine. Am doar 64 din chest. Dați-le mie pe toate și le împart egal la 3. Păi și când rămânem fără gloanțe ce facem? Ovițare nu dormi de tot. Ne ajung, ne ajung. Că nu o să doresc de mult. Aci e o singură rundă? Că dacă e o singură rundă e periculos. Ia de aici, ia de aici. Că îi batem ușor. Da, eu cred că gen o să ne descurcăm. Ajunge. Bun, hai că mă duc să le explic și lor și vă zic și vouă. Deci o să avem două vieți fiecare, trebuie să fiți voi corect aici, dacă vă dă două ori, rămâi aici, da? Da, da, da. Mă duc să le zic și lor. Păi și nu e cu steaguri, cred că e deadmatch. Fără. E deadmatch, să înțeleg eu. Stai așa că ne zice. Deci, nu, zic eu, Ovidule, e sigur un deadmatch cu două vieți fiecare. Ai murit odată, vii din nou. Dacă ai murit a doua oară, rămâi aici sau te duci la spectator, mă gândesc. Top 5 capibara. Ne bate Dani pe toți trei. Top 5 Mind City Capibara. Eu sunt una. Numărul 5, Ovidiu 700 Capibara. Si, si. Si? Si, ui. Señore, andale! Asta e tu ce armă ai, mă?
Salut, youtuberi! Sunteți gata? Ia un albastră de aici. Gata. Da, suntem gata. Go! Oh shit, am dat startul deja. E pe chat. Concentrați-vă, youtuberi! Vom câștiga războiul! Wow! Da, gen, aș vrea și eu să mă... Paula pe Dani! Stai că tu ești la mine în echipă! Mamă, come on! Am tras pe el! Ok, mai am o viață, mai am o viață. Am tras în Insanity că l-am văzut pe lângă și m-am speriat de el. Hai, Dani, ieși odată de acolo. E mort? E mort, Dani Dan? Opa! Gata, mai aveți viețul? Și eu, și eu nu. Oh. Bine. Stai, cine? Bă, măcar am făcut un kill. Am făcut un kill, ați auzit? Sinner? Sinner e mai are viață. Am murit, gata. Păi zi așa, că a zis cineva, eu nu. Cine mai are viață? Eu nu mai am. Nu mai are nimeni. Gata. Stați în bază, care gata, s-a terminat. S-a terminat. Păi și eu. Nu mai am o viață. Păi noi suntem Da, au murit tot. GG, haideți sus. Acum a sus de tot toată lumea. A zis sus. Hai că am făcut un kill de data asta. Vezi că m-a bătut Dani. Vezi, i-am făcut lui Dani Den, îi dădeam prin săritură. Aolă. Bă, voi faceți experimente mă pe mine aici. Bă, vreau ca toți să faceți o linie dreaptă aici. O linie? Ce fel de linie, mă? Ok. O contează. Bun, youtuberi, vă mulțumesc că ați participat la acest război, sper că ați învățat să folosiți armele. Acum vreau ca toți să vă predați toate echipamentele la host pentru a le pune înapoi în chest, predați tot ce aveți. Așa, bravo, să plouă cu item. Haide. Bravo. Și acum premiile, asta, premiile. Și premiile. Acum, momentul favorit al Unociv, premii în bani, cum v-am promis. Îi plac al Unociv banii de rupe. Banii să curgă cu nesări. Ok, stați să pun itemele și avem și premiile imediat. Bun, youtuberii mei dragi. Da. N-aveți voie să folosiți F5, vreau să vă întoarceți toți cu spatele la mine. Ok. O, bine, fără să folosim F5. Cred că va pleca pur și simplu. Da, nu cred că gen, cred că pregătesc deja premiu, pregătesc premiu. Ia. Continuă să vorbești Insanity. Mafia Negra! Ar să fie, n-am nimerit și eu apa. Ne-a trollat, eu m-am aruncat direct. Haideți sus pentru premii, gata, era glumă, haideți sus la premii. Era o glumă, Minu, ai plâng de nervi. Ce a zis Nociv? Dragă, ia. Gata, uite, te-ai mirit miraculos. Bun, haideți faceți în linie. Doamne. Mă, tu iar, eu nu mă mai întorc cu spatele. Dați-vă la mine acum, gata. Bun, deci e tovări. Vă mulțumesc pentru participare, avem premiile în felul următor. Ovițanul în față. Respect. Ai câștigat $100, ai arătat o performanță exemplară. Ce mă? Respect, Insanity. Tăceți mă că n-am dat toate premiile. Nocivanul în față. What? Nocivanul, tu ai arătat foarte mult curaj în această arenă, deoarece ai pierdut de cam multe ori, dar meriți $1 de ăsta de 50. Primele două am câștigat, jumătate din ea am câștigat, merit 50, bine, corect. Pincane, vino în față. Oh, no. Mi-a plăcut ce curaj ai avut astăzi și ai putut să-i faci lui Dani Den, așa că ai câștigat $100. Let's go! Dani Den, vino în față. 100 de răsuși! Ai jucat foarte bine astăzi, mi-a plăcut foarte mult ce am văzut, ai fost curajos și mi-a plăcut foarte mult. Și din partea mea primești o palmă, du-te înapoi acolo. Aoleu! Sinner, vin o față! Dă-și mie o palmă! A fost excepțional, $100 pentru Sinner 22. A luat pic 50 și a luat 100. Bun, și acum avem următorul lucru de făcut. Vreau să stați aici, mai am în mână $150. O să-i împart în 3 chesturi random din arenă. Și voi trebuie să începeți de aici, din același punct, pe blocul ăsta. Și când zic eu start, îi căutați și cine ia păstrează în ultimul premiu. Este un treasure hunt de final.
Așa că stați aici și vreau să vă uitați în cer să nu vedeți numele îi sub pui pe hard, toți okay? Într-un singur loc? Nu, îi împart câte 50 într-un chest diferit. Ok, și trebuie să găsesc pe tot sau? Deci o să fie 3 bagnote. Păi și oare sunt, deci sunt despărțite, dar dacă nu le găsești pe toate tot câștigi? Mă, 3 chesturi în arenă, ce găsești al tău? Ovițane în sus, ovițane, bă, hai în sus. Sus? Sus? Eu uite la Pink ce jupe gâtul. Dar tu de unde știi, mă? Tu nu te uiți în sus. Păi dacă stau pe shift te văd. Uite-te, uite-te, dacă stai pe shift te vezi. Este la Ovidiu. Bă, tu unde te uiți, nu te uiți în jos? Bă, funul, bă. Și ce mă dacă e funul? Gata? Tot vezi prin pereți. Tot, nu e gata. Au, nu vezi. Au. Cred că o să pună mai multe chesturi, 100%. Ping, dar cum ai luat tu 50 și eu am luat 100? Că tu am ai luat 100 și eu. Ai luat și tu 100? Da. 50. Eu am luat 50, ultima gherlă, pentru că am pierdut ultima ultimele gherlă? Două și m-au desconsiderat. Bine, Dani, na, aia ce să-ți fac. Bă, de sărac sunt sărac rămân. Nu ia, se poate așa. Ia, capim da. Bun, treceți fiecare pe un bloc de lemn. Care vreți voi? Care nu este luat? Așa. Aha. Hai să le sparg acum. Bun, așa v-ați ales, da? Vreau să vă uitați în sus și când zic eu start, puteți vă duceți în orice direcție vrei și căutați dolari, da? Dar aveți voie să spargem blocuri, nu? Fără. Aveți voie să fără spar blocuri și puteți să vă dați pumnii între voi. Ok, bun, păi ne batem. Hai. Aveți respawn oricum. Bun, 3, 2, 1, start! Ok, la roșu. De ce s-au dus ăștia la... De ce s-au dus la albastru, că e mai departe? Bravo, mă, bine! Bă, ne-am dat noi. Hai, capping. What? Ok. 50. 50 au fost găsiți. Nu, no, mi-a luat de sub nas, nu cred. Mai este o bagnotă, mai este o bagnotă. Une mai e mă una, gata, s-au dus. Mai e mă una? Câte ați găsit? Eu am găsit una. Și eu una. Mai trebuie să o trei. Gata. A, ați găsit toți. Da. Haideți sus. Da, le-au găsit toți. Bă, dar Pink, cum ai luat-o? Stai mă, eu am luat-o. Nu, eu am trei. Păi și eu am trei. Cum să ai? What? Așa am tot trei. Păi ce mă, eu am două. Ce mă? Mă, tineri, tu ai luat-o pe aia din mijloc, nu? Da, am luat-o pe aia din mijloc. Aaa, s-a buguit mă, uite am două. Când am aruncat una mi-a făcut două. S-a buguit mă, când am luat-o. Bă, nu cred. Aaaa, ce să fac mă, a avut mai puțin lag Zenti decât mine. Productions Media Party number 1 SRL, sper că v-a plăcut. A fost frumos, da. Vă mai aștept data viitoare da. Dacă v-a plăcut, să lăsați un rating felicitări. În oraș și o notă. Și ne vom vedea no. în următorul number 1 event. La revedere! Pași, pași, Zenti! Săi băi, bălă bine! Shotgun, shotgun, o mașină. Hai repede în mașină, Sinner, du-mă la avion, go, 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 go. Nu, bă, și pe mine așteptați, mă, bun, pe jos, Laridem, pe jos. Așteaptă-mă și pe Dani. Ia-l-mă și pe Dani, mă. Ia-l-mă și pe Dani. Sunt sărac, n-am mai bani. Dar cred că nu mai și pe Dani, mă, ia-l și pe Dani. Hai, Dani, vino, mă. Stați un pic, că vreau să arăt un moment epic. Stați două secunde, opriți-vă un pic. Uite, Dani, fii atent de la mine, ia. Stați-vă un pic, Dani, uite-te de la mine. Nu, ce? Nu am amândouă, nu am amândouă, stai. Ce se întâmplă, nocif? Jumate, ia. Ce, dar nocif? Dar de ce dai că n-o să-i folosească? Băi, ești nebunat, dar nocif 50 de dolari. Lasă-mă să fie fericit, e singurul care n-o lua nimic dintre noi toți. Și eu mă gândeam să-i dau, dar am zis, ecă.